Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la primul grupaj informativ din această săptămână. O familie de refugiați din Ucraina se află la Crucea Roșie Vrancea, la Focșani. Aceștia au plecat din Odessa pe 24 februarie. Au fugit doar cu ceea ce aveau pe ei, au trecut prin Republica Moldova și apoi în România. O noapte au dormit la o pensiune din Focșani, iar acum caută un loc în care să stea o vreme. Aceștia ar putea ajunge în Germania, acolo unde capul familiei a lucrat 17 ani. Au plecat în grabă, fără bagaje și acum consideră că au luat o decizie bună. Sunt însă cu gândul acasă la ceea ce au lăsat în urma lor. Vorbim despre o familie de ucrainieni din Odessa, care în data de 24 februarie, atunci când a început atacul asupra Ucrainei, au fugit unde au văzut cu ochii. Au trecut în Republica Moldova, apoi în România și mergând dintr-o localitate în alta, au fost îndreptați către Crucea Roșie Vrancea. Aici au găsit ajutor, iar oamenii de bine de aici încearcă să îi ajute. Capul familiei, tată a trei copii cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 11 ani, a lucrat 17 ani în Germania și nu este exclus să ajungă din nou în această țară, măcar pentru o vreme. De altfel, germana a fost limba în care reprezentanții Crucii Roșii Vrancea au reușit să se înțeleagă cu familia de refugiați. Dumnealor au plecat în data de 24 februarie din Odessa, au lăsat acasă părinții și frații, surorile, casele dumnealor. Au plecat împreună cu familia, care este formată din părinți, bunici, părinți și copii. În total sunt 7 persoane, 4 adulți și 3 copii. Nu le-a fost ușor să plece. Consideră că au luat cea mai bună idee, în sensul că au știut la ce moment să plece, astfel încât să nu se aglomereze foarte tare granițele. Au trecut din Odessa în Republica Moldova, au așteptat circa 2 ore la prima graniță, apoi din Republica Moldova au dormit o noapte în Chișinău și din Republica Moldova către România au trecut din nou o graniță și au stat la fel circa 2 ore timp să aștepte pentru a trece vama. Sunt în permanentă legătură cu familia, au ajuns în Focșani, caută un loc care să se numească temporar acasă pentru dumnealor și familia lor. Sunt mereu cu gândul acolo, nu le este greu, ușor în suflet. Nu știu ce urmează, nu au un plan. Nu știu în acest moment ce să spună. Sunt cu inima și cu urechea către locul pe care l-au părăsit, către țara lor, către casa lor și speră din tot sufletul să se îmbunătățească situația în țărișoara lor ca să se poată întoarce la casele lor pe care le-au lăsat singure, încuiate, în grija celorlalți membri ai familiei. În acest moment s-au adresat Crucii Roșii Vrancea, au fost îndrumați de către localnicii din satele care au ajuns întâmplător în noapte, au rătăcit, n-au știut către ce să se îndrepte și au ales o cale de urgență să înnopteze la una din pensiunile din orașul Focșani. Astăzi se află aici pentru a discuta și a găsi cel mai bun loc pentru dumnealor, astfel încât să aibă un confort, să poată trăi în condiții bune, civilizate, cu ceilalți membri din familie, copiii care au vârste cuprinse între 2 ani și jumătate și 11 ani. Prima întâlnire pe care am avut-o cu dumnealor a fost aseară. Am stat îndelung de vorbă și oarecum avem o strategie, în sensul că suntem pe cale de a identifica locul unde se vor așeza. La întrebarea cât și până când, nu știu să răspundă și nici noi cu atât mai puțin. Însă am mai pregătit în paralel o variantă, în sensul că partenerul nostru german, Crucea Roșie Lauterbach, de lângă Frankfurt, a fost informată prin mine despre această situație, având în vedere că puternic om al familiei, tatăl, bunicul, are o experiență de muncă în Germania de peste 17 ani și este bucuros să putem înlesni să ajungă familia acolo. Partenerii noștri asta fac în acest moment. Crucea Roșie a fost în weekend la Cernăuți cu un transport de ajutoare și urmează să plece din nou. Am fost sâmbătă la Cernăuți cu primul transport. Am reușit și am trecut granița în zona neutră.
Am colaborat cu autoritățile din Cernăuți, viceguvernatorul Artur Muntean și reprezentanții Crucii Roșii Cernăuți. Ne pregătim să plecăm cu cel de-al doilea transport umanitar în cursul zilei de mâine. Primăria Focșani face un apel către cetățenii municipiului Focșani pentru a fi solidari cu refugiații din Ucraina. În acest sens, a fost organizat la Sala Balada din Focșani un centru de preluare a ajutoarelor pentru cei care și-au părăsit casele de frica războiului. Centrul de primire a ajutoarelor de la Sala Balada din Focșani este deschis începând de duminică seara de la ora 16. Zeci de persoane au venit și au lăsat diverse conserve, alimente, apă, produse de igienă sau medicamente. Încă de ieri am deschis un punct de colectare ajutoare pentru refugiații veniți din Ucraina, la Sala Balada, respectiv ansamblul folcloric Țara Vrancei, și deja peste 30 de focșăneni au adus alimente neperisabile, apă, medicamente, produse de igienă și toate cele necesare pentru cei care sunt acum într-un moment foarte dificil. Așteptăm în continuare pe toți cei cu respect față de semenii noștri să vină cu absolut tot ce e nevoie, cu tot ce au ei de oferit. Medicamente în special ar trebui să mai strângem, medicamente de uz general, analgezice, produse pentru răceală și gripă, sau produse de igienă, acestea ar fi, zic eu, mai necesare. Și programul este până la 19:20 în fiecare zi. Pe măsură ce adunăm toate aceste donații, le transportăm către punctul de frontieră Giurgiulești. Pe tot parcursul zilei de astăzi au venit oameni cu portbagajele pline, fiind cu inima alături de cei aflați în pribegie pe pământ străin din cauza unui război pe care nu-l înțeleg. Am adus produse pentru hrană, pentru consum, frunză topită, conserve, apă minerală, eugenii, formulețe, oblici, pampers pentru copii, șervețele, tot ce trebuie unui om. La punctul de preluare ajutoare pot fi aduse alimente neperisabile, conserve, produse de patiserie ambalate, apă, sucuri, medicamente, scutece, lapte praf, dar și alte produse necesare sugarilor. Produsele vor fi colectate și ulterior vor fi transportate la punctul de frontieră Giurgiulești pentru a le fi oferite refugiaților din Ucraina. Cei care își doresc să ajute pot aduce în continuare donații la Sala Balada. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani este pregătit să primească refugiați ucrainieni. La nivelul unității s-a constituit o echipă medicală voluntară care va veni în sprijinul ucrainienilor fugiți din calea războiului. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani anunță constituirea unei echipe medicale de voluntari mobilă formată din medici de specialitățile pediatrie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, chirurgie generală, cu posibilitatea de extindere și la alte specialități, dacă situația o impune, și asistenți medicali care vor veni în ajutorul cetățenilor ucrainieni refugiați aflați în tranzit sau găzduiți pe teritoriul județului Vrancea, care au nevoie de evaluare a stării de sănătate și acordare de asistență medicală specializată. În comunicatul de presă se arată, citez: începând cu data de 28 februarie 2022, Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani este alături de refugiații ucrainieni aflați în tranzit sau găzduiți pe teritoriul județului Vrancea. Am constituit o echipă medicală de voluntari mobilă formată din medici de specialitățile pediatrie, medicină internă, obstetrică, ginecologie, chirurgie generală și asistenți medicali care vor veni în ajutorul cetățenilor ucrainieni ce au nevoie de o evaluare a stării de sănătate și acordarea de asistență medicală specializată. Dacă aveți cunoștință de cetățeni ucrainieni care sunt în județul Vrancea și au nevoie de îngrijire medicală, nu ezitați și contactați echipa medicală mobilă la numărul de telefon 0725 304 911. Alături de noi avem și colegi medici care ne pot înlesni o traducere. Galele teatrale focșănene vor debuta anul acesta pe 15 martie. Programul a fost stabilit, iar printre spectacolele programate se numără Bravos Națiune și Steaua fără nume. Actorii Teatrului Municipal din Focșani pregătesc pentru luna martie mai multe reprezentații.
Pe 15 martie debutează galele teatrale Focșenene, care aduc cu ele spectacole și emoții noi. Între timp a fost anunțat și programul. În luna martie, teatru mai pregătește un eveniment cu care sunteți foarte bine familiarizați, adică gale teatrale Focșenene. E drept, gale teatrale care de vreo 3 ani de zile, iată, intrăm în al treilea an, le desfășurăm așa cu oarecare greutate din cauza pandemiei, cu condiții speciale. Dar anul ăsta ne-am propus și sperăm totuși, până pe data de 15 martie, atunci când vor demara, poate lucrurile vor intra cât de cât într-un făgaș normal. Avem și câteva titluri. Vă spunem că pe data de 15, în cadrul galelor teatrale, o să jucăm Bravo-s Națiune, e spectacolul nostru al municipalului. Pe data de 17 martie o să avem comedia Shakespeare Serenet, tot producția Teatrului Municipal. 26 martie vine cu un spectacol proaspăt, Aniversarea, intitulat Aniversarea, unde o să avem ocazia să o revedem pe Paula Chirilă și compania, deci colegii dânsei. Iar pe 27, de Ziua Mondială a Teatrului, ne reîntâlnim cu spectacolul proaspăt adus în atenția publicului focșenean, Steaua fără nume. E premiera și ultimul spectacol pe care l-am produs noi ca instituție. Prețul biletelor este mai mult decât rezonabil, o să avem pachete de reducere. De asemenea, la data de 22 martie va fi pusă în scenă piesa Elixir cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi. Pe 23, Barța Domnului Ministru, iar pe 31 martie, Hangița. Reprezentanții instituției de cultură au pregătit și promoții și pachete pentru iubitorii de teatru, cum ar fi două spectacole, respectiv Bravo-s Națiune și Elixir, la prețul de 115 lei, sau trei spectacole la 100 de lei. Este vorba despre Aniversarea, Steaua fără nume și Hangița. Echipa de volei feminin continuă seria meciurilor victorioase în campionatele la care participă. În weekend, fetele Focșaniului au obținut două victorii, care confirmă forma bună în care se află. Sâmbătă, în campionatul diviziei A2, CSM Focșani a obținut o victorie spectaculoasă, reușind să învingă cu scorul de 3-2 la seturi Academia de Volei Tomis Constanța. Duminică, același fete, în campionatul național de junioare, au învins în deplasare pe LPS Piatra Neamț cu scorul de 3-1 și au încheiat pe locul 2 în serie A, reușind să se califice la turneul semifinal. Echipa este antrenată de Cătălin Știrbu, Marian Apostu și Popa Cosmin. În această seară, în cadrul emisiunii Pressing, cu începere de la ora 18:40, puteți urmări rezumatul partidei dintre CSM Focșani 2007 și Academia de Volei Constanța. Direcția pentru Agricultură Vrancea primește cereri pentru acordarea ajutorului de minimis în cadrul programului pentru susținerea producției de tomate în spații protejate. Documentele pot fi depuse până pe data de 1 martie 2022. Direcția pentru Agricultură Județeană Vrancea primește cereri pentru programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis Direcției Județene pentru Agricultură Vrancea până cel târziu la data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul întâi de producție, respectiv în perioada 25 iulie-31 august 2022 inclusiv pentru al doilea ciclu de producție, printr-o cerere al cărei model îl găsiți la sediul instituției din strada Republicii numărul 5 Focșani. Pentru a fi eligibil la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1000 de metri pătrați per ciclu de producție cultivată inclusiv cu tomate în ciclul întâi, iar în ciclul al doilea cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și lung, capia, castraveți, fasole, păstăi, salată, spanac, ceapă verde. Valorificarea producțiilor se face în perioada 1 martie, 10 iunie, inclusiv a anului de cerere pentru ciclul întâi de producție și respectiv 15 octombrie, 9 decembrie inclusiv a anului de cerere pentru ciclul al doilea de producție. Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis poate fi de maxim 4.000 de euro pe an, respectiv 3.000 de euro per cultură în ciclul întâi și 1.000 de euro per cultură în ciclul al doilea. Beneficiarii completează și depun cererea însoțită de următoarele documente: copia buletinului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal, dacă
cererea este depusă prin reprezentant legal sau împuternicit. Copia atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022. Împuternicire sau procură notarială și o copie a buletinului de identitate al unui reprezentant după caz. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau actului în baza căruia își desfășoară activitatea. Dovadă contactiv bancar sau trezorerie, adeverință în original din Registrul Agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022 care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză și certificat de atestare fiscală și cazier fiscal valabile la data depunerii cererii. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect. De altfel, este în vigoare până mâine, la ora 10, un cod galben, care vizează intensificarea vântului și ninsori viscolite. Pe parcursul nopții și mâine sunt prognozate ninsori, iar vântul va sufla cu putere. Temperaturile minime se vor încadra între minus 2 și 0 grade Celsius, iar cele maxime între 0 și 2 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Să vă spartă de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!